seria de predici propusă pentru tineret, pericole care duc la pierderea sau care pot duce la pierderea unor privilegii și o să revenim la textul din 2 Samuel, capitolul 13, experiența lui Amnon și Tamar, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Și haideți să ne ridicăm ca să putem să, să, putem să mai ne înviorăm puțin. 2 Samuel, capitolul 13. Iar după aceasta s-a întâmplat că Absalom, fiul lui David, avea o soră foarte frumoasă, al cărei nume era Tamar. Iar Amnon, fiul lui David, o iubea. Și într-atât de chinuit, trebuie să dau altă traducere ca să puteți să citiți împreună cu mine, că ieri am avut o discuție la muncă cu un frate ortodox, un om foarte de treabă, și am citit de din Biblia Bartolomeu, Anania și Biblia, din Biblia Ortodoxă Sinodală, ca să avem un punct de legătură. O să mă întorc la Cornilescu în seara aceasta, ca să putem să uh, citim același text. Biblia, Cornilescu, corectat. Ok. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa, Tamar. Căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui și mea, fratele lui David și Ionadab era un om foarte șiret. El a zis, pentru ce te usuci din zi în zi tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab i-a zis, culcă-te în pat și prefăte a fi bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă să-i spui, dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis, a căzut în plasa lui Amnon, a trimis să spună Tamarei în untr-o odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Să știți că Tamar nu avea voie să părăsească palatul regal, locuința ei decât cu îngrijitoare și cu pază. Nu avea voie să plece. Dar vedeți, omul acesta, Amnon, a știut cum să se strecoare, să ajungă până acolo. Tamar s-a dus în cața fratelui ei Amnon, care era culcat, a luat plămădeala, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Luând apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui, dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis, scoateți pe toată lumea afară și toată lumea a ieșit de la el. Atunci Amnon a zis Tamarei, adu mâncarea în odaie și să o mănânc din mâna ta. Tamara a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea el să le mănânce, el a apucat-o și a zis ce i-a zis. Ea i-a răspuns, nu, frate, nu mă necinstică și nu se face așa în Israel. Nu facem mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă așezați. Sigur că aici ea mai face apel la rațiunea lui, la sentimentele lui, la educația pe care a avut-o la palat, încearcă să rezolve situația asta cu totul diferit, chiar îi propune să aleagă foarte bine și putea să facă o alegere deosebită, să vorbească cu tatăl său, David, și chiar să obțină această favoare de a o avea pe Tamar, în calitate de soție. Dragilor, am zis să pornim acest studiu, această serie de predici, ca să putem să vedem care sunt lucrurile care ne usucă. Găsim o generație care este uscată din multe puncte de vedere. Este lipsită de vlagă, este lipsită de putere spirituală, este lipsită de prezența Duhului Sfânt, cum zice deseori fratele nostru Gabi, este jefuită de cel rău, de valori, de virtuți, de idealuri înalte, vedem o mulțime de oameni care se usucă din zi în zi. O generație care nu mai rezistă presiunilor, nu mai rezistă tentațiilor, nu mai rezistă ispitelor. Aici este vorba, dacă vreți, de un fiu regal și am auzit -o, un titlu de predică, se usucă prinții, se usucă prinții. Spuneam data trecută că și noi suntem prinți. Și noi suntem prinți, Dumnezeu ne-a dat demnitatea să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și avem calitatea aceasta de a fi prinți și prințese. Nu este doar un apelativ pe care îl folosim așa ca formă de uh, uh, a fi generoși în exprimarea noastră de a uh, ridica anumite emoții în sufletul celorlalți. Să știți că am dobândit calea aceasta... Am dobândit calitatea aceasta în momentul în care Domnul Isus Hristos ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Am vorbit data trecută despre primul pericol din viața lui Amnon și vreau să recapitulez puțin. Amnon era un fiu regal, avea demnitate regală, era fiul lui David, era întâiul născut al lui David. Sigur, David a avut un alt copil care a murit la în naștere, dar el era primul, întâiul născut care era în viață și primul care ar fi trebuit să moștenească tronul. Astfel el dispunea de privilegii deosebite. Avea palat, avea servitori, avea educație bună, cunoștea legea, era într-un context favorabil ca să-și dezvolte viața cele mai înalte și nobile, spre cele mai înalte și nobile aspirații. Însă omul acesta nu avea atribuții de nicio formă nu avea întâi de toate atribuții spirituale care sunt cele mai importante atribuții în viața unui tânăr și nu numai. Atribuții spirituale. După cum am zis, Amnon cunoștea legea lui Dumnezeu. Făcea parte din cultura poporului Israel, acolo se predica cuvântul lui Dumnezeu, a fost educat în spiritul Scripturii. Dacă vreți, Amnon este cumva creștinul firesc, Creștinul care vine, dar nu participă activ, nu participă cu inima, nu se implică cu sufletul, nu se dăruiește cu sufletul, este creștinul firesc care la prima abatere poate să ajungă în anumite situații tragice în viața lui. Deci el nu are atribuții spirituale, nu studiază scripturile, nu-l vedem în niciun context să vorbească despre scripturi, nu se roagă, nu dezvoltă disciplinele spirituale, pentru că tot s-a vorbit în seara aceasta, deci nu-l vedem în zona aceasta spirituală pe niciunde. Pe de altă parte, nu-l vedem să aibă atribuții militare, nu-l urmează pe tatăl său, nu este în fruntea poporului să meargă la război, el este tânărul tolănit în destinul lui. Lui place confortul, îi place zona de lux, îi place să consume, îi place să aibă servitori, îl găsim plictisit, îl găsim tolănit, nu are atribuții de familie, nu are absolut nicio responsabilitate. Nu-l vedem să ducă gunoi, nu-l vedem să întindă hainele, nu-l vedem să se implice activ în viața socială, în absolut nimic. Este omul care nu face absolut nimic. Acesta era Amnon. Nu are nicio atribuție, nicio responsabilitate, el doar beneficiază de demnitatea de fiu de rege, de prestigiul pe care îl are la palat, de servitori de viață bună, avea tot aurul pe mâna lui, da? toată lumea îl privea cu respect pentru că era copilul lui David, chiar dacă merita sau nu merita respectul, el era privit cu respect. Ați văzut când dă ordin supușii lui, imediat acționează, îi respectă ordinele. Deci era un om respectat. Din nefericire, el nu se angajează în nicio responsabilitate, nu are nicio atribuție, este omul care se plictisește din toate punctele de vedere. Și am vorbit că primul mare pericol care duce la pierderea unor privilegii, pentru că uitându-ne în viața acestui om, constatăm că a pierdut toate privilegiile posibile. A pierdut toate privilegiile posibile și vreau să vă uitați foarte atenți la povestea acestui om și la povestea acestei familii. Pentru că aici nu este vorba doar despre un prinț. În povestea din seara aceasta este vorba despre trei prinți și despre un rege, despre o familie regală care ajunge în tragedia aceasta. Este cât se poate de cumplit. Deseori auzeam, domne, hai să vedem cum arată o familie biblică. Veți putea vedea um, starea și etapa pe care a parcurs-o familia lui David. David fiind om după inima lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu nu ascunde etapele acestea din viața uh, unui om. David, omul după inima lui Dumnezeu, ajunge acum să-și plângă al doilea copil și imediat al treilea copil și al patrulea copil, după cum i-a profețit Nathan. Găsim de la David că există posibilitatea să pierdem privilegii, că există consecințe pentru păcatele pe care le facem uneori în viața noastră. Însă, dragilor, plictisiala este punctul de plecare spre mai departe. Este primul pericol care duce la pierderea privilegiilor. Să știți că generația noastră este o generație profund plictisită. Majoritatea depresilor care intervin în viața tinerilor, care nu au niciun defect fizic, nu au nicio infirmitate, nu au note proaste la școală, care nu au niciun, uh, nu știu, minus în viața lor, vin din cauza faptului că se plictisesc. În ciuda formelor de divertisment, au atâtea meciuri de fotbal, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Champions League. La fotbal chiar nu mă pricep, că nu mă uit, cred că cinci meciuri am văzut în toată viața mea, chiar dacă vin din domeniul sportiv. Și pentru cei care iubesc fotbalul trebuie să știe că am refuzat să merg la meci. Eram în Madrid și juca Real Madrid cu Barcelona și am refuzat să mă duc la meci. Cel care m-a invitat a zis că nu sunt bine și am să știi că sunt foarte bine. Deci nu m-am dus să văd meciul acesta, erau jucători foarte cunoscuți. Pe atunci m-a dus cumva pe lângă hotelul unde se ținea conferința de presă, n-am cunoscut nici măcar un jucător atunci. Mi-a explicat, ăla e așa, ăla e așa, așa, e bun, e ok. Dragilor, primul mare pericol este, pericol este plictisiala. Ne plictisăm făcând nimic, absolut nimic. Dacă nu avem responsabilități, dacă nu avem atribuții, dacă nu avem o viață disciplinată, dacă nu avem un viitor programat, să știți, dragilor, că vom merge în direcția aceasta pierderii tuturor privilegiilor. Pe de altă parte, plictiseala naște monștri în capul nostru. Plictiseala duce o avalanșă, o junglă de idei morale, de gânduri necurate, de pofte necurate în mintea noastră. Plictiseala, cedia sau lenia, le aducem pe toate împreună pentru că ele se unesc. Unii spun că este una și aceea și alții fac distinție între ele. Și am constatat că aici a fost marele pericol de unde Amnon a început să piardă toate privilegiile. Vedeți, în loc să fie un om responsabil, un bărbat responsabil în generația lui, el se plictisește, tolănit, moale, se usucă. Vedeți, probabil că și poziția corporală l-a făcut pe verișorul lui să-i zică, pentru ce te usuci din zi în zi? Omul ăsta așa mergea prin palat. Era pur și simplu, era numai pe gânduri, se gândea la Tamar. Problema cea mai mare, și o să vorbim despre ea puțin mai târziu, da? pentru că el s-a dus mult prea departe cu povestea aceasta la nivel de imaginație, la nivel de fantezie. S-a dus mult prea departe de a ajunge să, să fie cuprins, corup de pofta necurată. Îl vede pur și simplu că merge, obosit, slăi de puteri, se usucă pe picioare, el nici nu cântă, nici nu se roagă, nici nu luptă, nici nu muncește, nici nu, nu face absolut nimic. Normal că verișorul lui a sesizat, bă, uite-te la asta cum e, se usucă pe picioare și zis, bă, de ce te usuci pe picioare? Nu ești bine, ai depresii, uite-te și tu cum a slăbești, lăbești, ai fața aia cum a tu așa, n-ai niciun chef de viață, n-ai niciun cum, desi ori și la închinare suntem noi. Nu voi, voi ați fost excelenți în seara asta, dar uneori și noi. Mă uit uneori peste imaginea bisericii la tineret și văd pe unii așa stau. Zic, mă, dar ce închinare robotică, ăsta e cyborg, ăsta nici, nici măcar ceva, domne să demonstreze că se mișcă cu ceva cu, Pentru noi o formă de încurajare, că ne gândim uneori, mă, poate, nu facem noi ceva bine aici. Zic, da, noi ca noi, dar Duhul Sfânt nu face ceva bine. Duhul Sfânt întotdeauna face bine și trebuie să miște uh, viața oamenilor. Acum, dragilor, în seara aceasta mergem mai departe și găsim că povestea lui Amnon și Tamar ne arată rușinea și nebunia păcatului indiferent dacă recunoaștem sau nu, există un preț de plătit pentru păcat. Tamar spune, unde mă voi duce cu rușinea mea și apoi rămâne cicatrizată pentru tot restul vieții ei, nu se mai căsătorește niciodată, nu mai cunoaște afecțiunea unui bărbat niciodată, nu-și mai revine niciodată. Tamar, chiar și în calitate de victimă, a știut că va trebui să suporte rușinea pentru tot restul vieții ei. Tamar este... Dacă vreți, Tamar este omul care cunoaște că păcatul aduce rușine și nebunie. Amnon, după cum spuneam, dintr-un fiu regal ajunge un om care se transformă ușor- ușor, pierzând toate privilegiile într-un mișel și în cele din urmă este ucis. În familia aceasta regală mergem mai departe, dar să rămânem un pic la Amnon. În debutul îndrăgostirii lui. Eu cred că Amnon a avut sentimente curate, fiind educat într-un spirit religios, protejat de familia regală. Eu cred că în prima instanță el a iubit-o sincer pe Tamar. Însă, dragilor, din cauza plictiselii, a stat prea mult pe gânduri, neavând atribuții și discipline serioasă, disciplină serioasă în viața lui, sigur că mintea i-a fugit, dând la o parte orice barieră, orice restricție, orice limită și s-a dus mult prea departe omul acesta. A consumat atât de mult pofta la nivelul minții încât atunci când s-a evit ocazia, el era deja violent, el era deja crud. Apoi Absalom, al treilea fiu de rege implicat în povestea aceasta, devine un criminal. Gândiți-vă la David! Gândiți-vă la familia regală. Era un centru la atenției. David era omul după inima lui Dumnezeu. Primul fiu îi moare, al doilea îl găsim aici pe Amnon. Face ce face, apoi Tamar, apoi Absalom, care devine un criminal. Avem de-a face aici cu trei prinți, cu o familie regală care suferă cumplit din cauza păcatului. păcatului. Distrugerea este imensă. Trei fii de rege sunt implicați în povestea aceasta. După cum am zis, Amnon, Tamar, Absalom. Amnon devine un violator, Tamar victimă distrusă pentru tot restul vieții, la Absalom un criminal. David plânge dureros pentru Tamar. David plânge pentru Amnon. David plânge pentru Absalom, așa cum au fost copiii lui David, a plâns pentru fiecare dintre ei și cred că David era chinuit de cuvintele pe care le-a rostit profetic Nathan la urechea lui care a spus: "Sabia nu se va îndepărta niciodată de casa ta", ce a dus Sabia asupra casei lui David. Dăm timpul înapoi și vedem că există uneori consecințe. Ce a adus? Păcatul cu Batșeba, Toată această familie a, suferi, a suferit foarte mult din cauza consecințelor păcatului. Dacă data trecută am vorbit despre pericolul plictiselii, în seara aceasta vom vorbi despre pericolul poftei necurate. Dar să mai stăm puțin la zona aceasta, ca să putem să și să nu uităm, dragilor, că atunci când ne plictisim, avem cele mai mari șanse să cădem și să cedăm în fața ispitei. În scrisorile lui Zgândărilă, Diavolul Bătrân își instruiește nepotul mai tânăr în arta seducției. Dragul meu, pe linișor. În primul rând, am observat că perioadele reale ale oscilației umane oferă o oportunitate excelentă pentru toate tentațiile senzuale, mai ales cele referitoare la plăcerea intimă. Atacul are o șansă mult mai mare de succes. Atunci când toată lumea lăuntrică este monotonă, este rece și pustie. Împăratul David, despre care ni se vorbește în Biblia, a devenit vulnerabil în fața atracției vizuale și a poftei, când a fost singur și plictisit într-o vreme când în mod normal, spune cuvântul lui Dumnezeu, împărații mergeau la război, departe de atmosfera antrenantă a luptei, vulnerabilitatea lui l-a dus în adulter cu Batșeba și chiar la uciderea soțului ei, Acum fiul său Amnon repetă istoria. Atât de obișnuit, dragilor, pentru generația noastră să se refugieze în plăcere, să consume pofta din cauza plictisele alene, se refugiază în plăcere, în mâncare, în alcool. De fapt, să știți că în toate generațiile și în orice perioadă plăcerea a fost folosită ca un fel de rezolvare pentru a elibera de plictiseală, oferind senzația dobândirii controlului și eliberării de anxietate de mânie și frustrare. Din pricina tehnologiei de astăzi, cum spuneam și data trecută, probabil că trăim în cea mai încărcată cultură de stimule erotici din toate timpurile, suntem bombardați de pretutindeni. Muzică, dacă vezi o reclamă la o mașină, trebuie să vezi că acolo e o femeie dezbrăcată. La pastă de dinți, la ciorapi, la animal, la ce vreți voi? Peste tot trebuie să apară o femeie ca să invadeze spațiul nostru vital și să ne agreseze. Pur și simplu putem spune că această generație, această cultură este încărcată de foarte mulți stimuli um, erotici. Vedeți, pe de altă parte, sunt atât de multe pericole pentru că la un clic distanță toată lumea noastră se poate răsturna. Poți avea absolut totul în perimetrul privat al camerei tale, fără să știe nimeni. Seara aceasta intrăm un mesaj vorbind despre pofta necurată și primul lucru despre care vorbim, dragilor, este faptul că pofta necurată întotdeauna caută să corupă mintea și să distrugă sentimentele curate. Repet, Amnon este crescut la palat, are educație religioasă, are educație socială, cu siguranță avea și pregătire militară, da, pentru că întotdeauna în istoria poporului evreu au fost antrenați inclusiv în spiritul artei războiului. Deci el avea educație. Însă eu cred din tot sufletul că primul gând pe care l-a avut atunci când s-a uitat la Tamar a văzut o căi frumoasă. Și a gândit și el frumos, a gândit și el curat. Datorită educației lui religioase, morale, mă gândesc că primul sentiment care s-a născut a fost unul nobil, a fost unul curat. Să știți că în cultura respectivă, în timpul respectiv, el avea posibilitatea să o ceară pe Tamar de la David și să se căsătorească. Nu era așa o mare tragedie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Punct. De aici începe un alt capitol, pentru că aici vedem forma de debut și apoi vedem un proces, un început și un proces. Știți care a fost problema lui Amnon? Problema lui Amnon, că după ce a văzut o frumoasă, da, el nu a inițiat pur și simplu etapele ca să ajungă la căsătorie. da. Știți ce a făcut uh, Amnon? Din păcate a început să meargă departe în mintea lui cu Tamar. A dus-o acolo pe Tamar unde nu ar fi trebuit să o ducă niciodată. Gândurile lui fluturau liber în mintea lui, deteriorându-i sentimentul, cugetul, conștiința, transformând viața lui în poftă. Gândurile lui se îndreptau întotdeauna într-o zonă de pericol. El nu se gândea la ziua anunții. Clar. Din text, înțelegem că el nu se gândea la ziua anunții. El nu se gândea, dragilor, la ziua anunții, ci la noaptea plăcerii. În mintea lui și-a permis să anuleze toate regulile, să sară peste toate etapele. El nu s-a gândit să o ceară în căsătorie, ci cum să o prindă în cursă. Asta s-a gândit din nefericire. Nu s-a gândit cum să-i țină mâna în mod respectos și romantic, socială, de soție, ci a ajuns în stadiul acela încât a început să se gândească cum să o prindă, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu după forma de debut, că există un proces și în timp foarte scurt, în timp foarte scurt pofta necurată pune stăpânire pe el, amnon era atât de chinuit din pricina aceasta, nu era doar o formă de îndrăgostire. Când ești îndrăgostit, ești o leacă chinuită că nu mai dormi, încep să asculti Selin Dion, unii ascultă și plâng, da? Și pucăiți ascultă și plâng pe Selin Da? Și îndrăgostirea asta te consumă într-un fel sau altul, dar aici nu-i vorba de îndrăgostire, aici deja este vorba despre poftă necurată, pentru că omul acesta și-a permis să meargă cu tamar mai departe decât ar fi trebuit. Cum spuneam, nu s-a gândit să o ceară de la David, ci cum să-l înșele pe David a început să aibă planuri, Amnon a permis poftei necurate să-i corupă toate intențiile. Gândurile noastre, dragilor, în seara aceasta încotro se îndreaptă. Avem restricții, avem anumite limite, avem puterea prin Duhul Sfânt să rodim înfrânare, să ne oprim la timpul potrivit. Să știți că sunt oameni care permit gândurilor lor să se îndrepte constant spre anumite persoane. Chiar căsătorite fiind, permit gândurilor lor să se ducă în direcția aceasta pentru a obține anumită plăcere la nivelul minții. Sunt oameni care își construiesc relație de fantezie în capul lor, din nefericire, și nu pun bariere, nu pun restricții, nu pun limite, nu se disciplinează. Și pofta necurată ia amploare, ia corupe, pur și simplu, așa cum spuneam mai devreme. Tamar spune cuvântul lui Dumnezeu că ducea o viață retrasă de puritate, de curăție. Amnon a început să ducă o viață retrasă de nelegiuire și de necurăție. A permis minții lui să se ducă departe. Vedeți, fiind atât de mulți stimuli erotici, fiind bombardați din toate punctele de vedere, da? trăim într-o generație care ne agresează în fiecare zi. De dimineață când te trezești, Chiar dacă nu vezi o imagine, îți vin în minte ce ai văzut acolo, cum ai. Și e o luptă permanentă. Dacă îți permiți să te duci departe, pofta necurată pune stăpânire pe tine. Dacă nu ai autocontrol, dacă nu disciplinezi mintea, dacă nu te oprești la timp, dacă nu stabilești niște limite, dacă nu pui niște garduri, dacă nu rodești în Duhul Sfânt, mintea devine coruptă, da? Ea vine sub puterea poftei necurate. Apoi, după ce corupe, să știți că... Pofta necurată se deghizează în dragoste. Pofta necurată se deghizează în dragoste. Deci dacă îl întrebai pe Amnon, mă ce -i cu tine? O iubesc pe sora mea Tamar. Dar dacă ar fi trebuit să faci o paralelă între dragoste și poftă, Amnon n-ar știu să se poziționeze corect. El ar fi confundat pofta cu dragostea. Cum foarte mulți în cultura noastră nu fac distinția între poftă și dragoste. Ei cântă despre dragoste promovând pofta, plăcerea necurată. Noi trebuie să învățăm generația noastră care este dragostea și sentimentele ei și responsabilitățile ei și ce este pofta. Pofta este adesea, adesea deghizată în dragoste. Amnon a fost orbit de dorințelule, a tânjit atât de mult după Tamar încât a devenit bolnav, spune cuvântul lui Dumnezeu. A devenit pătimaș, dacă vreți, a devenit obsedat era deja cuprins, era deja corupt de poftă necurată. Mulți tineri se străduiesc din răsputeri să înțeleagă ce este dragostea și cum o pot găsi. E un mare har și o mare binecuvântare să găsești dragostea adevărată. Din păcate, societatea de astăzi a făcut abuz de acest cuvânt și l-a deteriorat până la cele mai slabe înțelesuri și exprimări. Și în contextul acesta, tinerii nu știu și nu prea au cum să afle ce este dragostea dacă nu o promovăm noi dacă nu explicăm noi, dacă nu le -o descoperim noi din cuvântul lui Dumnezeu. Mă uit la tinerii mei sportivi, ce dragoste! Acolo e abuz! Modul în care își vorbesc, modul în care își consumă viața, modul în care discută, deci e ceva de te sperie, -e și frică să-ți lași copiii într-o astfel de lume. Ia bar n-au ce înseamnă dragostea, pentru că au fost corupți de mici de poftă necurată, copii lăsați cu device-uri în mână care se uită la imagini, cu uh, uh, imagini necenzurate și clar că mintea lor este coruptă, da? Din păcate, din păcate societatea de astăzi a făcut abuz de acest cuvânt și l-a deteriorat până la cele mai slabe înțelesuri și exprimări. Dragostea adevărată, dragilor, nu trebuie confundată niciodată cu pofta. Inclusiv John Bon Jovi, care are cumva uh, înclinații spre credința creștină, este sub influența Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos, a făcut o observație foarte pătrunzătoare când a spus cântecele de astăzi vorbesc despre plăcere și nu despre dragoste. Toate cântecele de astăzi, nu știu dacă mai găsim, poate numai Gheorghe, Gheorghiu, cum îl chema, care cânta, dar unde dragoste nu e, nimic nu e l-am auzit citat de mulți predicatori. Cum scrie în Biblie, dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nu, asta spune Gheorghe Gheorghiu, care cântă dragoste, nu mai știu cum este cânte cu... Bă, ăla chiar era fain. Da, la unde dragoste nu e, nimic nu e, da? Din păcate, muzica influențează, filmele, revistele, întreaga noastră cultură este confundă dragostea cu plăcerea și de aceea suntem atât de speriați de aceea sunt de atât de speriați și de debusolați tinerii, pentru că ei nu mai știu săraci ce este dragoste și ce este plăcere. Confundă. -ți. Din nefericire, plăcerea se deghizează. Se deghizează în dragoste. Trăim într-o lume lipsită de dragoste. O lume plină de plăcere. O lume a plăcerilor. O lume lipsită, păgubită, jefuită de dragoste. Și fără dragoste, plăcerea, spuneam de atâtea ori, devine violentă. Din nefericire. Dragostea adevărată dăruiește, plăcerea ea. Dragostea fructifică, plăcerea uzează. Dragostea rezistă, plăcerea dispare. Ori se amplifică și devine un stăpân violent și crud. Să nu vă speriați în seara aceasta dacă vă spun că în spatele multor cuvinte fermecătoare se află pofta. Nu dragostea. În spatele multor buchete de flori se află pofta, nu dragoste. În spatele multor întâlniri programate se află pofta, nu dragoste. În spatele multor, multor, declarații se află pofta, nu dragoste. În privirile unor tineri se află pofta, nu dragoste. Însă pentru a nu fi deconspirată, poftea se deghizează în dragoste, se camuflează. Amnon nu o mai iubea pe Tamar. Era atras de ea doar pentru ceea ce putea obține, pofta adesea se preface în iubire. Ne poate atrage spre o persoană, dar nu este același lucru. Cu dragoste. Am Amnon a fost prins în încurcătura poftei și sfârșitul lui a fost dezastruos. Pofta este o dorință puternică, adesea confundată cu iubirea. Este mortală, încearcă să folosească o altă persoană pentru satisfacția, eliberarea sau câștigul cuiva. Dragilor, trebuie rezistat și evitat cu orice preț. Va trebui să aveți discernământul să vedeți unde este dragoste și unde este poftă. Pofta zice, consumăm totul acum, dragoste zice, putem fi îndelung. Vedeți, e un proces. Și înțelegem în seara aceasta de la Amnon că pofta poate să devină violentă. Amnon era atât de chinuit din pricina aceasta, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, că era fecioară și venea greu lui Amnon să facă ceva. Deci încă îi mai funcționa discernământul. Bă, nu pot să fac încă așa ceva, da? Înseamnă că avea educație morală și religioasă, conștiința lui încă funcționa. Îi venea greu să facă ceva. Dar de ce îi venea greu să facă ceva? Pentru că planurile lui nu erau pentru căsătorie. Planurile lui nu erau pentru ziua anunții. Planurile lui erau pentru noaptea plăcerii. Asta era problema lui Amnon. De ce îi venea greu să facă ceva? Păi ce, era greu să se îmbrace frumos, să se ducă la taică, să zică, tată, David, rege, uite, nu, no, sunt și eu tânăr, am văzut-o pe sora Tamar, când am putut și eu să o văd, că ea nu prea ieșea oricum singură, niciodată, întotdeauna era înconjurată de fete și de pază, niciodată, da, fata regelui nu ieșea fără pază. Niciodată și uite, gândurile mele sunt curate. Tamar e o femeie frumoasă, tată, uite, ce zici, ar fi bine să ne căsătorim. Deci planul lui nu era acesta. Nu era ziua anunții, să o vadă în roche de mireasă. Vedeți, pofta necurată a devenit deja violentă. I-a răsturnat setul de valori. L-a răsturnat cu totul lui. Venea greu să-i facă ceva pentru că avea planuri mărșave. Pentru că deja era violent. Pentru că deja pofta pusese stăpânire pe el. Era atât de bolnav, era atât de chinuit din pricina aceasta încât a căzut bolnav după sora așa că era fecioară. Gândiți-vă ce scenarii avea în cap că era fecioară și venea greu lui Amnon să facă ceva. Amnon era urmărit, chinuit neîncetat de o idee, de un sentiment, de o manie. Amnon devine maniacal, dacă vreți. A căzut bolnav din cauza, din cauza neputinței lui de a-și satisface plăcerile cu privire la Tamar. Și ce se întâmplă când ea devine violentă, pofta? Un astfel de om stabilește planuri malefice. Nu planuri de viitor, ci de distrugere a viitorului. Amnon nu o curtează. Amnon nu-i duce flori, nu-i cumpără inel de logodnă. Amnon nu e romantic, ci face planuri mărșave ca să o agreseze, ca să profite de ea. Dacă vreți, capul lui Amnon a ajuns un, un cuib de perversiune. E un pericol pentru generația noastră. Despre asta vorbim. Apoi un astfel de om acționează cu forța. El nu mai este tandru, nu mai e romantic, nu mai are demnitate, nu mai are valori, el e răsturnat cu totul. Un astfel de om acționează cu forța. Pe când îi le dădea ea să mănânce, sora lui, da? Prințesă, fica tatălui său, familie regală. Nu s-a gândit omul ăsta la nimic, da? Acționează cu forța. Pe când îi le dădea ea să le mănânce, nu i-a luat mâna și s-a pus în genunchi și a zis Uite, vreau să te cer de soție și să scoată inelul și să-i dea inelul, pregătise acolo o cerere în căsătorie, nu? Frumos la palat. Ar fi fost frumos. În nefericire a fost o dragoste rușinoasă și dezgustătoare, pentru că omul acesta a acționat în forță, nu-și mai putea stăpâni patima. Pofta necurată din el deja era corupt și spune că el a apucat-o și a zis, vino și Apoi, când pofta pune stăpânirea, devine violentă. Și ascultați, un astfel de om respinge orice invitație la puritate și la respect. Respinge orice invitație la puritate și la respect. Ea i-a răspuns, nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa ceva în cultura noastră. În Israel, dar într-un contextul general, cu atât mai mult în palat. Nu se face așa ceva. Nu mă necinsti, spune. Mă, noi suntem copii de rege, suntem oameni al lui Dumnezeu. Nu fă treaba asta. Respinge, am nu respinge orice invitație la puritate și respect. Unde mă voi duce cu rușinea mea, spune ea, și tu vei trece dreptul meu, Măi, tu nu realizezi. Păi suntem gata să ne ruinăm cu totul. Da? Eu o să rămân cu rușinea. Unde o să mă duc cu rușinea mea? Mai pot să ies din casă? Nu mai pot să ies. Ea era într-o roche pe care o purtau fecioarele. Da? După episodul acesta n-a mai putut, s-a îmbrăcat în negru pentru tot restul vieții ei, în doliu. Și îi spune, face apel la conștiința lui, unde mă voi duce? Tu vei trebui, tu, tu o să fii un Michel, un om de nimic, îi spune. Omul acesta respinge orice invitație la puritate și respect. Acum vorbește și fiți atenți și îi spune, mă iau pe linia normală. Vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Fiți atenți și îi spune, ăsta e planul, a, ăsta e planul bun. Dar Amnon avea sistemul de valori răsturnat din cauza poftei, pentru că a devenit corupt și violent. Putea să luminezi, bă, are dreptate, băi, Tamar, ești excelentă, mă, mergem la tata împreună amândoi și îi spun că, uite, te iubesc și că vreau să ne căsătorim. Asta îi spune, ea nu-l refuză, observați că nu-l refuză. Ar fi putut să aibă nuntă, să fie îmbrăcat în mireasă, să dea drumul la porumbei, să aibă pe Alin și Florian și Van să le cânte. Toni, o cineva acum, m au supărat aia că ne-a filmat un pic, dar nu-i bai. El n-a mai vrut, a respins orice invitație la puritate și respect, dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și a consumat totul. Apoi, consumă pofta în mod agresiv. Pentru că exact cum spunea mai devreme, n-a vrut să o asculte, dar era, era pur și simplu posedat de dorința aceasta. A silit-o, a necinstit-o și mai sunt doi, trei copii pe ei și nu vreau să zic ce s-a mai întâmplat. N-a vrut să o asculte. Amnon era cu totul egoist, pătima și o să meargă pe calea lui, indiferent de urmări. El nu putea fi înduplecat. Cerințele lui Dumnezeu, virtutea surorii lui și cinstea propriului său nume nu însemnau nimic pentru el. Absolut nimic. Amnon nu gândea o poveste romantică de dragoste, ci un plan și ret de împlinirea unor pofte bolnăvicioase. Mai departe, pe lângă toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că, bă, măcar, după ce a făcut marea prostie pe care a făcut-o, să se trezească. Dar el continuă și este disprețuitor. Este disprețuitor. Sunt oameni care cad în anumite păcate și au sufletul ruinat și plâng și se lamentează înaintea lui Dumnezeu. Scri, scriu, și ei psalmul 51 ca David și vezi acolo cum Dumnezeu începe și restabilește sistemul de valori și ridică viața lor. În schimb, omul ăsta tare, este disprețuitor. Apoi am a urât-o foarte mult, mai mult decât iubise și a zis ceva, scoală-te și du-te, să nu credeți că i-a zis, scoală-te și du-te, te și du, -te. -te și du -te, a zis. A fost și disprețuitor, pentru că vedeți unde duce pofta necurată? Ce a făcut dintr-un fiu regal? Un om de nimic. Apoi, am Amnon pierde orice fel de bun simț, empatie, producând durere și distrugere. Ea i-a răspuns, băi omule, nu mai mări mărul pe care l-ai făcut, mă. Izgonindu-mă, nu mai mări, nu mai fă treaba asta. Păi eu cum ies de aici din palat, toată lumea o să știe ce am făcut. El n-a vrut să o asculte. Și vedeți că era un bărbat respectat la palat. Chemând pe băiatul care îi slujea, a zis, ia, izgonește-o. Ascultați ce, ce caracter avea omul ăsta. Izgonește-o de la mine pe cine? Citiți voi. Mă era și obraznic, iertați-mă izgoniți-o de la mine pe femeia aceasta. Femeia aceasta era sora lui, era o prințesă, era fică de rege. Și el spune, izgonește-o de la mine pe femeia aceasta, da? Priviți caracter. Scoate afară și în încuie ușa după ea. Când am și-a terminat de satisfăcut dorința. Sentimentele lui pentru Tamar s-au schimbat brusc. Dragostea s-a transformat în ură intensă. În ciuda cererii ei. De a nu-o mai face de rușine, el îi poruncește slujitorului său să o trimită pe aceasta, femeia aceasta. Amnon spunea un comentator și sunt cuvintele lui: Dacă sunt radical, vă rog să mă iertați. A tratat-o pe Tamar ca pe un gunoi. Eu spun în seara aceasta că Amnon a tratat-o pe Tamar ca pe un obiect. Pofta transformă oamenii, lucrurile și chiar ideile în obiecte de posedat sau de dobândit pentru a satisface o poftă. Pe de altă parte, și aici e cea mai mare tragedie în viața unui om care devine corupt integral în totalitate de poftă, că nu mai are remușcări, regret, rușine. Aici este marea tragedie să știți că și din situația aceasta tragică încă se mai putea face ceva. Putea să zică David, bă, să-l ia de să-l scuture bine, da? Să-l disciplineze, să-l ia, să-o ia pe Tamar, să-i ducă împreună, să-i căsătorească și putea să se mai rezolve ceva. Putea să se mai rezolve ceva. Dar el nu are nici remușcări. El nu are regret. El nu are rușine omul acesta. El n-a vrut să o asculte. Spune, n-a vrut. L-a chemat pe eu și a zis, ia, tu pe femeia asta de aici. Izgonește-o pe femeia aceasta de aici. Dragilor, dacă mintea este întinată necurată, ea nu mai poate informa în mod corect conștiința. Astfel încât aceasta nu poate avertiza persoana. Repet, dacă mintea este întinată necurată, ea nu mai poate informa în mod corect conștiința. Da? Astfel încât aceasta, conștiința, nu mai poate avertiza persoana. Deci el nu mai are nici regret, nici remușcări, nici rușine, nici bun simț, nu mai are absolut nimic. Atunci când conștiința este umplută cu adevărul de plin și exact al lui Dumnezeu, conștiința funcționează ca un sistem de avertizare conceput de Dumnezeu. Însă când conștiința este întinată, necurată, ea nu mai dă niciun semnal. Și în viața acestui om nu mai există niciun semnal la Amnon găsim tendința exagerată de a căuta plăcerea, frecventă în stările maniacale, fără niciun regret. Și aici este mare tragedie. Apoi, mergem mai departe în seara aceasta și vreau să vă spun că, așa cum s-a dedus deja dinainte, pofta necurată, întâi de toate vine la nivel de imaginație, de fantezie, da? Oamenii consumă aici imoralitate, mult, mult, mult se duc departe, pentru că în minte, în afară de Dumnezeu, țineți minte ce vă spun în seara aceasta, ce faceți în minte, va trebui să rezolvați în minte. Dar dacă permiteți minții să se ducă departe într-o zi, ce ați făcut în minte, veți duce în viața de zi cu zi. Dacă nu vă opriți la timp și ce ați făcut în public, va trebui să rezolvați în public. Da? Întâi de toate, el se duce la nivel de mă, un gând așa, ia să vedem cum aș vedea-o pe sora mea Tamar și o duce în zonele lui, da? Ajunge până acolo încât o duce la nivel de fantezie în mintea lui, mintea se corupe, apoi pofta necurată se camuflează în dragoste, pofta îl face agresiv, violent, nu își mai poate stăpâni dorințele și în ultima instanță găsim în seara aceasta că păcatele gândite, duse la nivel de fantezie, duc la nestăpânire de sine. Nu se mai pot abține și omul acesta a dus la nivel de practică totul. A zis, măi, ia să fac eu ceva. Iau tot ce am în mintea mea și duc la nivel de practică. Cum ar fi să duc la nivel de practică tot? De aia avem atât de mulți obsedați sexual. De aia avem atât de multe probleme în domeniul acesta. Pentru că oamenii consumă aici prea mult la nivel de fantezie, foarte, foarte mult. Pe când îi le dădea să mănânce, el a și a zis, vin o și hai să mergem mai departe. Odată coruptă mintea, pofta necurată, caută un part... nu caută un partener, caută nu un partener pentru căsătorie, ci pradă pentru plăcere. Amnon nu voia să se căsătorească, ci să consume pofta. Dragilor, haideți în seara aceasta să vedem câteva lucruri, pentru că mai avem puțin timp să vedem câteva lucruri pe care trebuie să le știm despre curvie. Curvia în toate formele sale este păcat. Biblia spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu știți că cei nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii? Aici nu vorbim despre un om care a avut o cădere. Vorbim despre un stil de viață, un angajament, un om care în mod deliberat trăiește, da? Un om care a avut un episod în viața lui se află într-un alt context. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închilători, închinătorii la idoli, nici prea nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici cei bețivi, nici cei defăimători, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Conform definiției noastre anterioare, patru dintre cele cinci păcate menționate aici sunt de fapt curvia. Da? Deci curvia în toate formele sale este păcat. Trebuie să fugim de curvie, în toate formele ei. Apoi, curvia este un păcat înșelător, dragilor. Îți ascunde multe dintre consecințe. Curvia îți ascunde, îți ascunde multe dintre consecințe. Poți să curvești la nivelul minții, da? Că și spune Domnul Hristos, dacă te uiți după, și comis deja. Poți să te duci aici sau poți să materializezi lucrul acesta și întotdeauna uh, îți spune, stai liniștit că Tomori, nu o află nimeni. O să fie bine. O să treci peste asta. Nu există consecințe, nu există absolut nimic. Go on. Curvia este un păcat înșelător pentru că îți ascunde multe dintre consecințe. Oferă plăcere fără responsabilitate și satisfacție fără angajament. Asta face curvia. Tinerii sunt convinși să-și demonstreze dragostea. Ei spun, domne, dar asta nu-i curvie, că eu am iubit-o, noi ne iubim. Păi da, dar dragostea are niște calități, are niște responsabilități. Oare nu te-ai dus în zona de poftă? Pentru că sunt foarte mulți, zic, domnule, noi n-am făcut altceva decât să ne iubim. Nu, ați făcut exact păcatul curviei. Ați iubit. Pentru că asta spune Biblia. Unii zic, am făcut dragoste. Curvia promite că nimeni nu va ști. Însă, dragilor, nu trebuie să ne lăsăm înșelați de minciunile sale și împietriți prin înșelăciunea păcatului. Dumnezeu va ști întotdeauna. Și în situația lui Amnon și a lui Tamar, au aflat toți. Apoi, păcatul curviei îți complică viața. Amnon și-a complicat viața mai rău decât se putea. Păi, numai să fi dat puțin timp înapoi, când era tolănit, prostovanul de el, iertați-mi expresia, da? În pat. Și s-ar fi gândit la planul A. Sunt educat religios, moral, sunt fiul lui David, mă ridic din pat, că sunt un leneș și un, să nu mai zic ce, mă duc la taică mi și zic, bă, tată, uite care e povestea mea de viață. Vreau să mă căsătoresc cu Tamar, vreau să fiu un bărbat responsabil în societatea asta, în cultura noastră religioasă, în armată, în tată, viitorul meu este strălucit, voi fi următorul așezat pe tron. Gândiți-vă câte privilegii avea omul acesta. Și el trece la planul B, din nefericire, și își complică viața. Un păcat al curviei, să știți că complică viața foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult din păcate. Mai rău decât. Am nu putea să o ceară, cum am zis, posibilitatea aceasta a fost călcată în picioare. Am nu avea toate soluții viabile, dar a ele se complice viața. Amnon avea reputație, era fiul regelui, era bine favorizat, avea tot argintul și aurul pe care și-l putea dori vreodată, era regal, era un prinț, ar fi putut avea orice femeie din împărăție. Chiar și pe Tamar. După cum am zis, Amnon a fost educat, nu era un vagabond, era fiul regelui, educat sub cei mai buni profesori, el știa legea, el cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, că în prima instanță de aceea a fost greu să facă acest păcat. Amnon a mai rămas cu o singură soluție. Pe toate le-a dat la o parte și a complicat viața într-un mod dezastruos. El a mai avut o, o singură soluție să salveze situația respectivă și soluția lui ar fi fost pocăința. Soluția lui ar fi fost pocăința, dar din nefericire a refuzat-o și pe aceasta. Amnon a refuzat și pocăința. Păcat de el. Păcat de el. Autorul cărții 2 Samuel detaliază cu atenție pedeapsa lui Dumnezeu pentru David. În, acest, în acel capitol unde vorbește despre David, autorul ne dezvăluie modul în care păcatul complică viața lui David. Viața lui David este total diferită decât înainte. Și acum viața lui Amnon este total diferită. Mai Dumnezeu să ne păzească. Dumnezeu să ne păstreze, să rodim în Duhul Sfânt. Gândiți-vă că atunci când toți împărați erau la război, în lupta aceea antrenantă, o, o greșeală minoră, plictiseală, a dus la poftă necurată. A ieșit în palatul lui, probabil, pe o terasă, și a văzut-o pe Baceba prima dată a zis, nu, 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 asta e, asta e soția. Celui mai bun militar a meu nu pot să fac treaba asta. O fi făcut David, s o fi reîntors în, 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 în palatul lui și o zis, bă, nu pot să fac așa ceva, mă. Eventual, să pe cineva să-i spun să plece de acolo, să nu mai. O sta puțin probabil în palat și o zis, bă, ia să vă mai ia acolo. Și s-a dus a doua oară. Că așa e păcatul, așa e ispita. Nu, nu că nu fac nimic, nu mă duc până acolo să văd dacă ia, mai e bă ceva. Uită acolo. A, e acolo. Și începe și gândește David, da? Soluția ar fi. Ce ar fi dacă o chem pe la mine? Omul după inima lui Dumnezeu. Trimite pe cineva și zice, tu te două. Și să știți că un om care ajunge să comită păcatul curviei, cum a fost David, om după inima lui Dumnezeu, a dezvoltat cele mai malefice planuri pentru care Dumnezeu l-a pedepsit. Pentru că știți ce a făcut, a zis, bă, în cel mai rău caz, dacă află uh, urie, îl omor. Omul lui Dumnezeu, fiți atenți, și-a complicat viața teribil. Și apoi a încercat, să, a încercat să mușamalizeze totul. Dar Dumnezeu îl trimite pe Nathan și zice, nu, David, ți-ai complicat viața și de-abia acum înainte o să vezi tu lucrul ăsta. Curvia este un păcat destructiv. Este singurul păcat menționat în Biblie care este un păcat împotriva propriului nostru trup. Pentru că distruge puritatea, onoarea și reputația. Ne distruge casele, permițând partenerului înșelat să divorțeze. Distruge trupul și mintea, ne distruge sufletele, din nefericire. Însă, acum, pe final, dragilor. Haideți să vedem cum putem birui pofta necurată și actele de imoralitate. Primul lucru pe care trebuie să-l facem în seara aceasta este să mărturisim, să recunoaștem slăbiciunile în fața lui Dumnezeu. Nu încerca să lupți singur în bătălia poftei. Du-te la Dumnezeu și cere ajutor. Primul lucru. Mărturisește înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne. Eu am venit dintr-o cultură agresivă. Zece ani de zile am fost departe de Dumnezeu. Mintea a fost sub asalturi. Și a venit înaintea lui Dumnezeu și am zis, dacă tu nu faci ceva, eu voi fi un faliment toată viața. Și Duhul Sfânt este o putere. Pentru că în Biserica din Corint, Pavel numără toate păcatele sexuale, inclusiv homosexualitatea și le spune corintenilor, aduceți-vă aminte că așa ați fost unii dintre voi. Dar a venit Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, El va a curățit, va a va a redat demnitatea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mărturisește înaintea lui Dumnezeu. Amnon nu luptă împotriva dorinței și nu se întoarce la Dumnezeu. În schimb, el vorbește cu consilierul lui. Asta a fost problema lui Amnon. În loc să se ducă la Dumnezeu și să zică, Doamne, ceva vai cu mine, el nu apare în nicio instanță că se roagă. De exemplu, Neemia -ne apare în 12 instanțe că se roagă. Am non în niciuna. Normal că dacă nu s-o la Doamne, uite mă, chinuie gândurile astea nenorocite. Da? Mai mult decât faptul că o văd pe sora mea Tamar că e frumoasă, eu m-am dus prea departe cu ea. Tu mă tu înapoi ca să pot să gândesc limpede și normal că m-am dus, dus prea departe, Doamne. Amnon nu se duce la Dumnezeu, nu-i cere sfatul lui Dumnezeu, nu-i vorbește lui Dumnezeu despre slăbiciunile lui. Amnon se duce la consilierul lui, la Abinadab, dar la verișorul lui. O să vorbim data viitoare că prietenul lui și Red nu rostește un mesaj de precauție. Băi, să nu te... Să nu cumva să faci așa ceva, ci rostește un mesaj de perversiune. Fă! Și toți prietenii care vă spun asta, vom vorbi data viitoare, să-i dați la o parte numele Domnului Isus. Mereți, vedeți-vă de treabă. Că oricum, în final, o să discutăm și despre asta un pic. Nu se duce la Dumnezeu pentru ajutor și nici pentru pocăință. Apoi, al doilea lucru, fugi, literal, fugi, aleargă până la urmă. Dacă este necesar, s-ar putea să trebuiască să fugi literalmente de prezența cuiva care te ademenește. Să fugi dintr-un context, mă, te ridici da? și fugi fizic, pur și literalmente fugi, că e mai sănătos. Fugi, te ridici din contextul ăla când simți că te acaparează pofta, te ridici și fugi, o iei la fugă. Când era să mă bată un antrenor, bine, am fugit de el. Am plecat în pantalon scurt și în bustu gol și fugeam prin oraș, și toată lumea s-a uitat la mine, băi, ce cu nebunul ăsta? Aveam cipici în picioare, fugisem de la antrenament că voia să mă bată un antrenor. Și așa să fugim și noi, dragilor. Așa a fugit Iosif. Pentru că uh, femeia aceea a luat haina de pe el și el, roiul, a fugit. Fugi. Apoi, m-am uitat în Scriptură că eu am crezut că doar, doar sfatul acesta există în Scripturi. Fugi de poftele tinereții. Există mai multe sfaturi în Scriptură și le-am descoperit. Apoi, dacă învățat să fugi, apoi vei, vei învăța și să nu umbli în aprinderea poftei. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Astfel, nu vă creați tentații inutile. Evitați activitățile lascive care stârnesc pasiuni și evită, evitați locurile unde se poate naște pofta, cum ar fi cluburile, cum ar fi zonele în care uh, ochii pot fi încărcați de imoralitate, filmele, uh, distracția, muzica aceasta nenorocită. Când ne umple mintea cu astfel de lucruri ilegale, senzuale, ne slăbim rezistența. Nu umblați în aprinderea poftei, spune Scriptura. Apoi, umpleți mintea cu lucruri bune, fi selectiv cu privire la ceea ce îți pui în minte. Asta n-a mai făcut Amnon. N-a fost selectiv. A lăsat capul lui să devină un cuib de perversiune, un coș de gunoi. Fii selectiv cu ce pui în mintea ta, pentru că ce pui în mintea ta devii. Și ceea ce devii, duci la nivel de acțiune după aia, mai departe. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, spune Scriptura. Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit tot ce este vrednic de primit. Măi, respiri aer curat aici. Debordez de, de puritate. E un sentiment înălțător de, de, autoritate morală, extraordinar. Asta trebuie să punem în mintea. Nu tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Nu corupția morală. Apoi, dragilor, Biblia spune și pe tonul următor, veniți-vă în fire. Asta înseamnă că avem și noi puterea să luăm decizii. Veniți-vă în fire, spune Apostolul Pavel. 1 Corinteni 15,34 15, Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră, o spun. 6 Sunt multe sfaturi, le-am luat aproape toate din Biblie ca să ne ajungă. Fii ocupat lenea și plictiseala pot provoca gânduri de poftă. Când avem prea puține lucruri în viața noastră, avem tendința de a fi mai susceptibili la influențele malefice. Fi harnic, munciți, fiți disciplinați, prea mult timp liber, negestionat bine. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Șapt, fi roditor decât să gândești pofta, mai bine uită-te la foloasele altora. Fiecare din voi să se uite la foloase, nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Trebuie ca ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grapnice și să nu stea neroditori. Fii roditor. implică în activități sociale, spirituale. Fă ceva. Rodește. Roada Duhului Sfânt este stăpânirea de sine, înfrânarea. Dezvoltați și exercitați autocontrol. Ce spunea mai devreme, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie. Da, în tesaloniceni, aici era o problemă capitală, să știți. Când, când apostolul Pavel vorbește în contextul acela, să știți că erau foarte mulți tineri creștini care erau angajați în acte de imoralitate sexuală. Da? Și când vorbește despre a nu pofti, el face referire inclusiv a nu fura sentimentele de dragoste a nevestei cuiva, a sorei de credință. A... Da? Se întâmpla asta în Biserica din Tesalonic, din nefericire. Da? Fiecare din voi să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, mai avem o posibilitate. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică. Asta s-a întâmplat cu Amnon. S-a stricat. După poftele, care pofte? Înșelătoare. După poftele înșelătoare. Dacă nu ne dezbrăcăm de omul cel vechi, ne dezbracă el. De valori și de demnitate. Și ne ia toate privilegiile. Apoi, noi nu rămânem dezbrăcați. Biblia spune îmbrăcați-vă cu Hristos. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească. Dacă te uiți toată ziua spre nevoile tale, toată ziua te uiți în oglindă. Toată ziua ai căutări care țin doar de tine. Spuneam deseori la tineret, preocupare obsedantă de sine. Cele mai mari depresii de acolo pleacă, că suntem prea preocupați de noi, de nevoile noastre. Preocupare obsedantă de sine și o spun cu toată convingerea. Trăim în perioada în care oamenii creștinii sunt obsedați de sine cei mai mulți nu vor să-L promoveze pe Dumnezeu, pe sine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile din urmă vor fi, în zile din urmă vor fi vremuri grele. De ce? Pentru că oamenii vor fi cum? Obsedați de sine, iubitori de sine, egoiști, egocentrici, vanitoși, narcisiști. E plin de narcisiști, inclusiv în biserică. Bă, nu-i postare să nu-și pun o poză cu el. Mă lasă, frate, tu și Bianca Drăgușanu. Nu-i postare să nu-ți o poză cu tine, dar știm cine ești. Trei postări, șase poze. Narcisiști. Apoi, ucideți monstrul. Aici, aici trebuie o leacă de luptă. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este închinare la idol. Deci, Omorâți mădularele, bă asta înseamnă atitudine fermă, în numele lui Hristos nu fac așa ceva, asta înseamnă atitudine fermă, te omor, te slăbezi, nu-ți dau nimic, voi rămâne ferm chiar dacă mă, mă, mă chinuie un pic, voi rămâne ferm pentru că rezultatul înfrânării este putere debordantă, este autoritate morală, este viitor strălucit și extraordinar. Slavă Domnului! Ucideți monstrul! Colosen 3 cu 4 Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ Curvia, necurăția, poftarea Poftarea Apoi Separați-vă de oameni, materiale Și circumstanțe care vă vor face rău Unii zic Lasă-mă că trebuie să-l câștigăm Pentru împărăție Trebuie să o câștigăm pentru împărăție Problema e că Te câștigă ea pe tine Te câștigă ea pe tine te câștigă El pe tine. Nu, că, nu câștigi tu nimic. Separați-vă de oameni materiale și circumstanțe care vă vor face rău. Nu vă înșelați, spune Scriptura. Adică nu vă înșelați. Că păcatul te înșală. Tovărășiile rele strică. Uh -huh. Amnon a avut un prieten. De ce te usuci, mă? Că-ți dau eu soluția. te drum te ajuns și la plan. fă că ești o leacă bolnav, trimite să o aducă pe soră ta și pe drumul la treabă. Da? Amnon, ca fiul regal, trebuia să-l ia pe verișorul lui de urechi, Se spune să spune să-ți fie rușine, ești afară de aici, nu mai vii la mine. Da? Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Acum, dragilor, ne apropiem de final. Hai, Eleazar, aici să cântăm și un cântec și încheiem. Dragilor, gândiți-vă la consecințe. Vă rog în numele Domnului Isus Hristos. Gândiți-vă și la consecințe. sunt oameni care sunt pe punctul de a... de a lăsa în urmă promisiuni. Familii, copii. Nu se gândesc la consecințe. Le-a spune tinerilor care se angajează în relații cu bărbați căsătoriți, care au și copii acasă. N-ar trebui doar să vadă aspectul fizic sau portofelul bărbatului respectiv. Ar trebui să vadă durerea pe care o lasă în urmă, în inima acelei femei și a copiilor care rămân fără, fără tată. Asta ar trebui să vadă, să se gândească la consecințe, că pot să rupă o casă. Oamenii nu se mai gândesc la consecințe. Nici cei care scăstoriți și fură atenția altor femei nu se mai gândesc la nimic. Nu se gândesc la consecințe, câte pagube vor fi devastatoare. Când poftați lit de naștere păcatului și păcatul dat înfăptuit, aduce moarte. Găsiți mijlocul de ieșire nu v-a ajuns nicio ispite care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Știu ce spui. Nu există așa ceva. Puterea este prea mare. Și pe de-o parte, vreau să spun că îți dau dreptate. Dacă mintea e coruptă, dacă viața este angajată în acte de imoralitate, s-ar putea să nu mai ai puterea dar există soluție. Întâi de toate sângele lui Hristos, care are putere, și apoi puterea Duhului Sfânt, care ridică viața ta peste toate dorințele carnale. Găsiți mijlocul de ieșire, da? Când ești în mijlocul ispitei, te gândești la consecințe, nu poți să lasă în urmă așa ceva. Dacă David Gândiți-vă dacă David, în timp ce era la palat, spunea, băi, eu nu pot să fac așa ceva. Niciodată. Niciodată. Se ducea în camera lui, își lua armura de soldat și pleca la luptă. Nu-i murea primul fiu, Amnon devenea rege pe tron, Tamar era o prințesă, căsătorită, nu nemângăiată pentru tot restul vieții. Absalom nu era un criminal și iată ce dezastru cumplit. Găsiți mijlocul, nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și în ultima instanță, dragilor, haideți să, să ne ridicăm puțin privirea, să ne și ridicăm și să stabilim și noi obiective. Urmăriți premiul. Urmăriți premiul. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cu nuna vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Și acum, dincolo de toate aceste sfaturi minunate care sunt din cuvântul lui Dumnezeu și au forță în ele, știu că mă adresez unei generații care se usucă. În seara aceasta, mă rog pentru noi toți să acceptăm Harul lui Dumnezeu. Doamne, revarsă Harul Tău peste noi toți, Doamne Dumnezeu. Dacă nu reverși Tu Harul Tău peste noi toți, Doamne, niciunul nu va putea sta în picioare, Doamne. Mă rog în seara aceasta să reverși Harul Tău peste tinerii care se luptă, Doamne.